Ne întoarcem la Duță, ca de obicei cele mai bune povețe Duță la service le ia de la o femeie, pentru că înțelege mult mai bine. Bună dimineața, Marian. Nu, doamnă, nu vreau să mă duc. Bună dimineața, domnul Dani, vă salut din nou. Nu vreau să mai primesc vești proaste, cu toate că doamna Maria Crețu îmi arată aici o listă de care 4 pagini cu lucruri pe care ar fi, de fapt ar trebui să le bifez înainte să plecăm cu mașina în vacanță. Bună dimineața, doamnă, bine v-am regăsit înainte de toate. Bună dimineața, bine ați revenit, mă bucur să fiu din nou la voi. Înainte de toate, aș vrea să plec în weekendul acesta, să plec până la munte. În primul rând, anvelope de iarnă sau anvelope de vară? Ce facem? Clar de iarnă, clar de iarnă, nu văd că este iarnă afară, de unde vară? Nu mai avem vară, gata. Cum era dacă temperaturile scad sau mergem într-o zonă unde sunt temperaturi sub 7 grade? Clar, anvelope de iarnă. Anvelope de iarnă. Păi am văzut că la munte zile trecute erau și 0 grade. Adică... Cu atât mai mult și e zăpadă, nu? Da. Doamnă, încep concediile, acum se apropie vacanța, vara pare că nu se apropie. Cu ce ar trebui să ne pregătim înainte de a pleca într-o vacanță? Pentru că studiile spun că, mai, așa am spus mai devreme, 40% din kilometri pe care îi parcurgem într-un an îi facem doar în cele 3 luni în care suntem în concediu și în vacanță. Deci trebuie neapărat să trecem pe la service. Clar. Faceți-vă o programare la servis, faceți o verificare generală la mașină. În primul rând trebuie să vedeți dacă aveți frâne, dacă să vă puneți anvelopele de vară, dacă mergeți într-o zonă unde este cald, dacă mergeți la munte în perioada asta să vă puneți anvelopele de iarnă. Trebuie să reglăm niște faruri, trebuie să facem un stand de frână, să vedem dacă avem plăcuțe, trebuie să vedem dacă bateria e funcțională. Uite, am aici o listă cu tot ce s-a constatat la una din mașini. Lista este destul de mare. Discurile de frână, de exemplu, sunt ruginite. Ai plăcuțe noi, dacă ai discuri ruginite, ce faci? Suprafața de frânare? Eu mă bucur că nu este mașina mea, n-am bani de vacanță, dar foarte mulți se tem că bagă banii de vacanță, îi bagă în mașină și atunci ce facem? Păi ți-am luat motor la BMW. Aolea, lăsați, doamnă, că sunt mai multe categorii. Apropo de asta, apropo de mașini de epocă, trebuie să treacă de 15-20 de ani ca să nu mai plătesc impozit? Mai ai destul până atunci. Cred că o să fie mașină de epocă mașina ta. Spuneți-mi puțin, oamenii fac respectă lucrurile acestea înainte de a pleca în vacanță, în concediu? Vă sună că trebuie mașina pregătită? Da, în marea majoritate a cazurilor clienții noștri vin la verificat. Încă o problemă, trebuie să funcționeze și aerul condiționat, să vezi dacă ai suficient freon, pentru că peste iarnă e posibil să mai fi pierdut din freon și atunci, uite, cum avem dincolo o mașină la aer condiționat, omul vrea să plece și își verifică cantitatea de freon dacă este corespunzătoare sau nu în instalația de aer condiționat. Mi-a spus că nu trebuie să sărim peste nimic, adică să las plăcuțe de frână care mai merge puțin, mai merg o lună, două, nu, dacă pleci, de exemplu, într-o vacanță în Grecia, nu poți să mergi cu mai merg o lună, două, pentru că și în funcție de câte frâne pui, adică n-am de unde să știu câte frâne pui, dar dacă sunt la limită sub 4 mm, sub 3 mm, atunci automat trebuie să le schimb. Și în cazul ăsta măsurăm și discurile. Dacă și discurile nu sunt sub cot, înlocuim și discurile de frână. Neapărat mi-a spus că trebuie schimbat uleiul acela, iar este un lucru foarte important. De fapt, la căruța mea ar trebui schimbate foarte multe lucruri, dar facem și noi destul, câte puțin din toate, ca să nu intrăm la cheltuieli mari. Ar trebui să facem treaba asta cu ceva timp înainte de a pleca în vacanță sau sunt pe ultima 100 de metri? Nu, cu ceva timp, cam o săptămână, două, să zic așa. Uite, de exemplu, mașina asta are freon recuperat 210 kg. Deci clar nu este cantitatea suficientă. Are undeva pe la 550, trebuie să completăm și atunci de ce să n-ai confort când pleci la drum să ai și aer condiționat dacă este foarte cald. De exemplu, toată lumea pleacă în Grecia. Mai sunt meșteri, că la mine în familie aveam foarte mulți meșteri și mecanici auto care făceau ei acasă, pregăteau mașina înainte de a pleca. Las cu facere, mă descurc și eu să schimb pe la mașină ce se poate. Mi-a spus că filtrele, iar foarte important să schimbăm filtrele. Exact, filtrul de aer, filtrul de polen. Nu-ți trage mașina, nu știu, trebuie să verifici lucrurile astea. Ce să faci acasă? Ai acasă cheie dinamometrică ca să strângi roțile? Ai acasă un stand de frână ca să vezi eficacitatea frânei? Nu, da, ai așa ieftin, ceva. Doamna. Nu ești mai ieftin, o să ieși mai rău decât ar trebui. Pentru că n-ai cum să ieși mai ieftin. Pentru că nu știi, nu cunoști, nu ai sedevistica corespunzătoare ca să îți verifici mașina acasă. Pentru toți cei care trec la dumneavoastră așa, le pregătiți lista aceasta cu ce ar trebui făcut? Nu. Nu toate mașinile sunt așa. Am găsit acum o notă cu aceste probleme la mașină. Mașina a rămas în servis. Înlocuim tot... bine, ofertăm înainte de a înlocui. Ofertăm, îi facem o ofertă clientului dacă e de acord cu ce schimbă acum, ce schimbă data viitoare, care sunt urgențele,
Aici deja au fost înlocuite. Doamna Maria Crețu, vă mulțumim foarte mult. La final vreau să vă spun doar atât, să nu mă certați. La mine în port s-au oprit mai multe luminițe, este ca un brad de Crăciun, dar am auzit eu că dacă sunt beculețele galbene, mai funcționează. Doar dacă se aprind beculețele roșii, atunci ar fi problemă. La semafor, la roșu stai pe loc, nu mai pleci. Dar la galben mai merge, nu? La galben te atenționează. Merge, lăsați că merge și așa. Nu te culca pe urechea asta că merge, nu. Vino să-ți facem o diagnoză, să vedem ce ai. Păi nu mai plec din serviciu dacă mă opriți. Toate cele... Păi, ca la motor. Motorul e bun, caroseria la mine. Serios, am la motor, data trecută ai zis că îți trebuie motor. Păi la de Range nu l-ai vrut. Doamnă, îmi trebuie o mașină cu tot. Mulțumim foarte mult, toate cele bune. Uite, m-a apucut doamna la discuție, iar mă ceartă și îmi spune ce ar trebui să fie bine și cum ar trebui să nu fie bine. Mulțumim dar foarte mult. Dar tu când pleci în vacanță? Nu plec, doamnă, că n-am timp anul ăsta. Dar știți cum este la mine în bord? Brad de Crăciun s-au prins toate, dar nu s-au prins alea roșii, deci încă mai funcționează. O zi frumoasă, toate cele bune. Mai bine, zi bună. E la revedere. Nu? E bine, doamnă, gata. Am mare încredere în acest serviciu pentru că are pe pereți exact ce trebuie. Marian, vezi că în colț acolo e un calendar pus greșit, e o crăciuniță în chiloței. Ori e defectă partea de sus, ori e defectă partea de jos. Nu aia, aia. Du-te, dă și tu la pagina potrivită. Că nu e bine, nu e Crăciunul. Bun, și te rog să iei A4 ăla... Îmi plac serviciurile astea cu tot felul de vorbe de duh. E un A4 pe care scrie știu, fac, cred, întreb. Ceea ce la noi în meserie nu se pune. La noi, dacă știi, spui și dacă doar crezi, pui răspicat să pară că știi. Răzvan?